Tragedie la spitalul din Hunedoara. Un bărbat în vârstă de 82 de ani, internat la spitalul municipal Dr. Alexandru Simionescu, a fost găsit fără suflare în baia unui salon al unității medicale la secția de pneumologie, el fiind pacient post-COVID. În pofida manevrelor de resuscitare, medicii au declarat decesul bărbatului în cazul morții sale, planând suspiciunea de sinucidere. Întreaga scenă s-a petrecut ieri în jurul prânzului, când bărbatul a fost găsit de o infirmieră. Medicul de cadre la pneumologie m-a sunat ieri în jurul orelor 15 să-mi spună că infirmiera și asistenta de salon au găsit un pacient de 82 de ani închis în baie pe dinăuntru și părea că s-a sinucis, s-a legat cu o sfoară de caloriferul din baie. Cu jumătate de oră înainte i s-a dus masa în saloane și colegii de acolo au intrat să strângă. Și atunci a fost un interval, cred, de un sfert de oră din ce estimează dânsii. Poliția municipiului Hunedoara a fost sesizată de către personalul spitalului din localitate cu privire la descoperirea infirmierei, iar acum se fac cercetări în acest caz. Polițiștii hunedoreni continuă cercetările în acest caz în funcție de rezultatul necropsiei, urmând a fi dispuse măsuri legale. Din primele cercetări nu au rezultat suspiciuni privind comiterea vreunei infracțiuni cu violență. Pacientul se afla singur în salon în momentul în care a recurs la acest gest cu privire la motivația căruia polițiștii vor efectua cercetări.